Am mai discutat și la ultima discuție cu Alexandru Baltac, el sigur a propus ca să găsim un compromis, ca prin acest compromis să contribuim la consolidarea echipei noastre și să facem totul posibil ca echipa noastră să prezinte una organizată și una consolidată la alegerile parlamentare. Deci venim în fața dumneavoastră cu ideea, cu propunerea ca să fie ales Victor Zup cu calitate de deputat. Deci am ajuns la așa o formulă. Victor Zupcu să fie ales în calitate de președinte, deși a fost anunțat că eu propun funcție de președinte, așa este, dar propunem așa cam un pachet. Alexandru să fie ales în calitate de vice, prim vicepreședinte, și Ierica Cibotaru să fie aleasă în calitate de prim vicepreședinte a organizației de tineret. Deci eu propun la vot numai candidatura domnului Zupcu. Victor, ești de acord? Da. El promite că n-aș de gol, el promite că o să fie așa cum îl știți, cum îl vedeți. Mulțumesc organizațiilor teritoriale care au demonstrat că raioanele în care noi ani la rând nu puteam să construim structuri teritoriale, acum noi avem. Și avem lideri care au ambiție și care propun proiecte raionale și care propun noi strategii la nivel local. Vreau să mulțumesc Liga Tinerilor Democrate, o structură care este fantastică, care au adus atâta bucurie în ochii copiilor și a tinerilor. O structură care nu se teme de responsabilități, o structură care poate și a demonstrat că face și poate munci. Vreau să mulțumesc Ligii Studenților Democrați. Dar eu vreau să mă folosesc de ocazia asta să-i mulțumesc cu Oleg Zulea, care a muncit anii ăștia, a construit această organizație de tineri care o avem noi astăzi, i-a adus și Bizopul și ceilalți în organizația de tineret. Eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor, lui Liviu Ogoroc, care este acum în America și este observator la alegeri. Toți ceilalți băieți, să nu vreau să număr, fiindcă pot să uit pe cineva și să nu trezesc fără, dar toți cei care sunt foarte deși cu astăzi la Vighina 32. Oleg, mulțumesc, sănătate și succes! Eu vreau la fel să-i mulțumesc mult lui Oleg, pentru că atunci când organizația de tineret, după ce Partidul Democrat a rămas să vină în afara Parlamentului, a avut ambiția, tăria și curajul să ne adună pe cei care au fost în mișcările studențești astăzi grămadă, într-o singură forță, care se cheamă Tineretul Democrat. Vă rog să aplaudați omul!